Elevii clasei 1 C de la Școala Generală Simeo Bărnuț au învățat azi, în cadrul unei activități informative, cum și în ce mod trebuie să aibă grijă de sănătatea orală. Lecția a fost predată de un specialist, medicul stomatolog Amelia Goron. Vorbesc Amelia Goron și sunt medic de gust. Vă știți ce se ocupă un medic de gust? Da? Cu ce se ocupă? Cine știe, nu ți-a sus. Cum te cheamă pe tine? Eliza, ia spune, cu ce se ocupă un medic de gust? Când avem gari, ne face plombe și când se mișcă unii, te ne scoate. Bravo! Tu ai fost vreodată la un medic dentist? Da. Da? Și ți-ai scos un dințișor sau ce ți-ai făcut? Trei dințișori! Da. Wow! Ora de igienă orală a început cu un scurt filmuleț educativ în care copiii au putut vedea cum trebuie să-și îngrijească dințișorii și măseluțele. Periajul zilnic, dimineața și seara, tehnicile de periaj, controlul periodic în cabinetul stomatologului, dar și alimentația corectă au fost doar câteva din informațiile pe care specialistul le-a prezentat micuților. Chiar dacă știu încă de la vârste fragede despre faptul că trebuie să aibă grijă de dințișorii lor, unii recunosc dezinvolți că se mai întâmplă să uite de spălatul pe dinți. Te speli pe dinți? Da. În fiecare zi? Da. Și dimineața și seara? Da, dimineața nu, când mă trezesc foarte devreme nu mai apuc, dar când foarte târziu nu mai apuc, dar după aia când mă trezesc devreme mă spăl. Deci ți se întâmplă să vii la școală câteodată și să nu te speli pe dinți, așa-i? Da, dar ajung acasă la amiază și mă spăl la amiază. Eu mă spăl cam de două ori pe zi. Când? În fiecare zi. Dimineața și seara? Da. Și la medicul stomatolog ai fost până acum? Da, de două ori pe an. De două ori pe zi. Când? Dimineața și seara. Și la medicul stomatolog ai fost? Da. Și te-a durut? Ce ți-a făcut acolo? Mi-a scos doi dinți și ăsta care a fost foarte caria și mi l-a scos afară. Dimineața și seara. Nu se întâmplă niciodată să uiți? Câteodată. Și tu? Când te speli pe dinți? Dimineața și seara. Și ție ți se întâmplă să mai uiți așa câteodată să... La medicul stomatolog ați fost? Da, de două ori și a fost odată acasă să-mi scoată doi dinți. Acasă? Da. Și ți-a fost frică? Nu. Cu toate acestea, medicul stomatolog atrage atenția și părinților care trebuie să aibă mare grijă atunci când vine vorba de sănătatea orală a copiilor. Ce ar trebui să conștientizeze părinții școlarilor în legătură cu sănătatea orală a copiilor lor? În primul rând, ar trebui să conștientizeze importanța igienei orale, importanța supravegherii copilului în momentul în care realizează igiena orală pentru a-i verifica tehnica de periaj și importanța consultației la 6 luni. Pentru că igiena orală nu presupune numai un periaj dentar corespunzător și realizat de 2 ori pe zi, ci și un control măcar o dată pe an la medicul stomatolog. Acțiunea informativă de azi de la Școala Simeon Bănuțu din Zalău a fost organizată grație unui parteneriat între Clubul Rotary, Inspectoratul Școlar Județean și Colgate, liderul în igiena orală.